relații teoretice. Ciocnirea plastică este o interacțiune instantanee, în cursul căreia se conservă impulsul, dar nu și energia cinetică a sistemului considerat. După ciocnire, cele două cărucioare se vor conecta și se vor deplasa împreună. Obiective. Se va verifica legea conservării impulsului. Materiale necesare. Panou vertical de montaj. Cale de rulare. Scală unghiulară. Două cărucioare UAC și tampon. Cronometru electronic cu porți fotosensibile. Modul de lucru. Se va realiza montajul experimental. Se atașează unui cărucior un ac, iar celuilalt un tampon. Se fixează scala unghiulară pe calea de rulare. Se pun porțile fotosensibile în mod convenabil. Se așează cele două cărucioare pe calea de rulare. Se conectează cronometrul la rețea. Se reglează cronometrul la funcția timp de trecere. Și se lansează primul cărucior. Poarta start măsoară timpul de trecere a obturatorului primului cărucior lansat. Poarta stop măsoară timpul de trecere după cuplare a ansamblului de cărucioare. Se va calcula viteza primului cărucior lansat împărțind lățimea obturatorului la timpul de trecere. Se va calcula viteza ansamblului de cărucior după cuplare împărțind lățimea obturatorului la timpul de trecere. Cu aceste date experimentale putem verifica legea conservării impulsului și legea ciocnirii neelastice.